Bun venit la un nou podcast verde, podcast realizat de echipa Green City Lab, în colaborare cu proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. De fiecare dată invităm în studio, invităm pe cineva din societatea civilă, autorități publice centrale, mediul academic sau mediul de afaceri. Dorința noastră este ca să învățăm împreună, să învățăm să ne schimbăm anumite obiceiuri astăzi pentru a avea un viitor mai frumos mâine. Subiectele pe care noi le abordăm în cadrul acestor podcasturi sunt deficiența energetică de schimbări climatice. Iar astăzi în studio avem o invitată, o invitată deosebită, o invitată care a ales atunci când a decis să meargă să fac facultatea, o facultate care în societatea noastră există un stereotip că ar fi așa mai masculină. O invitată care a făcut facultatea de inginerie și management energetic Ulterior, a făcut Masteratul în energie și mediu la Universitatea Tehnică din Republica Moldova. O invitată care acum îmi este colegă și pe lângă aceasta este și lector asistent în cadrul universității tehnice, care nu are limite în ceea ce înseamnă dorința de a cunoaște inclusiv și lucruri noi. Și o salut alături de noi pe Irina Apostol, care este managera mai multor proiecte în cadrul echipei Green Steel Up și este dezvoltator al sistemului Yemis, și o să încercăm astăzi să explicăm lumii ce înseamnă aceasta. Mulțumesc pentru o asemenea introducere frumoasă. <laughs> mă sunt flotată. Mersi. Hai să începem de la început, fiindcă uh, încercăm uh, de fiecare dată nu să abordăm doar subiectele ce sunt de domeniile practice pe care le are zi de zi invitatul care vine la podcast, dar încercăm cumva inclusiv poate să mișcăm oamenii pentru, și inclusiv tinerii, pentru a înțelege care sunt domeniile interesante, să înțeleagă că nu este târziu niciodată să înveți lucruri noi. Iată, ție personal, fiindcă că spuneam și în introducere, că ai ales cumva o specialitate care în societate este privită mai mult masculină. Care sunt obiectele care ți-au plăcut să la școală și cum de ai ajuns să mergi la o astfel de facultate? Uh, mie mi-a plăcut foarte tare matematica uh, și fizica, așa, printre altele, uh, și simțeam mereu că sunt o fire de profil realist, îmi plac științele exacte, uh, nu prea puteam să înțeleg mereu uh, dorința de a se expune a eu lui liric și tot așa mai departe. Deci vroiam ceva foarte tehnic, specific, uh, uh, care nu se lasă foarte um, uh, foarte, care nu se lasă interpretărilor uh, și eu am decis conștient că vreau să rămân în Republica Moldova și tot aici să-mi fac și studiile și când am uh, ales facultatea, stăteam uh, la uh, poziția dintre alege facultatea de... Tehnologie alimentare sau Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică. Cumva, totuși, am ajuns la Inginerie Electrică. Au fost și sfatul părinților mei, dar și iarăși. Cred că o înțelegere că pe viitor subiectul acesta devine din ce în ce mai actual și mereu va fi criză de specialiști, bine ca și în multe alte domenii în Republica Moldova, dar la moment chiar simt că mă aflu în loc potrivit, fac ceea ce îmi place și simt că din ceea ce fac este efect atât pentru mine cât și pentru comunitatea mea și treptat și pentru întreaga țară. Iată, ai absolvit uh, facultatea, după care ai mers la masterat uh, la energie și mediu, după cum spuneam tot, uh, la Universitatea Tehnică, ai rămas în cadrul universității să uh, ai și uh, anumite ore, care au fost totuși cele mai mari provocări pe care le-ai avut tu în ascensiunea asta, academico-profesională, hai să spunem așa, uh, din momentul în care ai ales facultatea și până în această clipă în care vorbim, iată, cele mai mari provocări și cele mai mari uh, sau momente care te-au făcut să-ți dai seama că ești la locul potrivit și să continui să perseverezi în încercarea ta de a fi mai bună, cea mai bună în domeniu. Până la a fi mai bună și cea mai bună încă este foarte mult de lucru. Cred că cele mai mari dificultăți au ținut nu de colegii mei din domeniu, dar de cei din afara domeniului, pentru că a fost inițial cam complicat să explice persoanelor nu din domeniu energetic faptul că noi, inginerii în energetică, ne ocupăm nu cu schimbat obiecurilor și nu neapărat cu urcatul pe stâlpuri sau cu lucruri tehnice, dar asta înseamnă și calcule ingineriești, și audituri energetice, și studii și tot așa mai departe. Deci, nu neapărat este lucru tehnic. În majoritatea cazurilor, cei care absolvesc Facultatea de Energetică nu se ocupă cu lucru manual, dar cu partea de documentare calcule și analiză. Deci, pentru că la nivel de universitate și în lucru cu colegii nu am simțit careva reticențe, poate din cauza faptului că, după cum am spus, suntem puțin specialiști și fiecare este valoros în felul său și contribuția fiecărui este apreciată și atâta timp cât te prezinți ca o persoană de încredere cu dorință de a contribui cu o poziție serioasă Câștigi încrederea celor din jur și respectiv nu mai ești supusă stereotipurilor sau um, altor uh, prejudecăți care noi ne-am deprins anterior. Poate la început, eu aș spune, nu știu, în anul de 2 de facultate, uh, este mai, puțin mai dificil să te afirmi, fiind. Uh, printre puținile fete de la facultate, dar apoi, odată ce profesorii ți-înțeleg poziția și ți-înțeleg um, atitudinea serioasă față de studii, totul merge ca pe roate. Uh, începând cu anul 2022, din cauza războiului care se întâmplă în țara vecină, în societatea noastră a început să fie discutat subiectul eficiență energetică, surse uh, de energie regenerabilă, tot mai mult și mai mult. Iată, tu ai ocazia să participi la diferite workshop-uri cu diferit cerc de oameni, cu diferit grad de înțelegere a lucrurilor, dar oricum, cum observi tu? Există o tendință sau o creștere a nivelului de conștientizare și a gradului de informare sau totuși este nevoie poate să informăm și să vorbim mai mult cu societatea, cu cei care gestionează, nu știu, imobile în cadrul instituțiilor publice, etc., etc. Tu cum vezi? Există o schimbare în mentalitate sau nu? Mereu este loc de mai bine, dar deja se observă de faptul că oamenii devin mai conștienți de consumurile pe care le au, de modul său, de viață, de zi cu zi. Un fapt pe care eu îl remarc din poziția mea de manager energetic este că... Oamenii devin mai conștienți asupra consumurilor sale, dar conștiința asta sau um, reducerea consumului de energie este stimulată de dorința de a reduce povara financiară noi încă nu prea avem înțelegerea fapturilor că un consum mai mic de energie nu ține doar de bani, ci și de reducerea emisiilor de CO2 sau de micșorarea dependenței energetice a țării noastre și tot așa mai departe. Din păcate noi tot legăm încă de bani consumul de energie, dar deja este mai bine, eu glumeam cu prietenii mei că eu am ales domeniul energetic cumva înainte ca asta să fie un mainstream, un domeniu foarte atractiv pentru toți și de actualitate și mă bucur că primesc și eu și colegii mei din domeniu primim din ce în ce mai multe solicitări și de consultanță și de uh, proiecte, pentru că este foarte mult de lucru, mereu sunt în căutare specialiștii buni, pentru că um, este un subiect actual și... Pe an ce trece, trebuie să fim conștienți că domeniul energetic nu va deveni mai puțin actual, el va deveni din ce în ce mai important și va necesita tot mai multe investiții și tot mai multă atenție din partea atât a consumatorilor, cât și a producătorilor și a guvernării și tot așa. Mersi, spuneai cumva că se este totuși cu părerea de rău o interdependență dintre cei ce pleacă din buzunar și înțelegerea lucrurilor că este nevoie să ne schimbăm astăzi niște obiceiuri. Și aș vrea să ajungem la noțiunea de management energetic și cine este managerul energetic și ce se întâmplă în cadrul instituțiilor publice în Republica Moldova, prin prisma experienței pe care ai avut-o în colaborare sau în discuții cu ei, fiindcă ajungem și la ceea ce înseamnă iemis, dar înainte de aceasta să înțeleagă cei care ne ascultă cât este de important. Această noțiune și ce reprezintă ea? În sine, managementul energetic este un proces continuu și repetitiv uh, care are drept scop reducerea consumului de energie într-o clădire sau într-o întreprindere, care este format din mai multe procese. Uh, în primul rând, managementul energetic care începe de la angajamentul managementului de vârf a unei instituții sau unei întreprinderi, uh, prin care uh, Managementul de top își setează un angajament că iată procede pe calea reducerii consumului de energie în conformitate cu documentele de politici naționale. După angajamentul managementului de vârf formează Delegarea unei persoane responsabile pe instituție, un manager energetic. Acest manager energetic trebuie să fie principala persoană din cadrul instituției care va uh, analiza consumurile de energie, va veni cu propuneri, va informa atât uh, colegii săi subalternii, cât și conducerea instituției despre care sunt principalele echipamente consumatoare, care sunt principalele probleme legate de consumul de energie, care acțiuni noi trebuie să le luăm, care vor fi beneficiile acestor acțiuni și respectiv să le monitorizeze și să le aducă spre implementare. După care, după ce noi am setat cine ar fi persoana responsabilă din cadrul instituției noastre de management energetic, ar fi bine să intocmim și un document de politici sau... Asta poate fi și un plan de acțiuni în cadrul instituției unde noi spunem că, iată, pe parcursul anului 2024, spre exemplu, instituția noastră are drept scop să-și reducă consumul de energie cu 5% în comparație cu anul 2023. Adică să ne punem ținte clare pe care noi trebuie să le atingem. Și odată ce ne-am pus aceste ținte, procedem la implementarea lor treptată. Am implementat careva ținte, am analizat efectul măsurilor. După aceasta, iarăși putem să setăm ținte noi sau implementăm următoarele acțiuni din planul nostru. Și managementul energetic asta și presupune că noi am venit cu careva soluții, după care am analizat efectul acestei soluții și iarăși ne punem ținte noi Iarăși le implementăm, iarăși analizăm rezultatele și tot așa în continuu. Deci, managementul energetic în comparație cu alte procese de eficiență energetică pe care noi tindem să le implementăm este un proces mai de lungă durată. În ideal, el să fie continuu, să nu ne setăm ținta a facem management energetic timp de 2 ani. Dar facem management energetic atâta timp cât există instituția noastră, cât avem activitate. Ba din contră, odată ce instituția noastră se extinde sau întreprinderea noastră devine din ce în ce mai mare, asta înseamnă că trebuie să includem și mai mulți persoane în echipa de management energetic, uh, respectiv și să acordăm mai multă atenție acestui domeniu. Uh, și managementul energetic uh, foarte des nu neapărat presupune investiții financiare, deoarece el pornește cu analiza stării actuale a consumurilor de energie și respectiv foarte des asta înseamnă și conlucrarea cu angajații instituției sau cu beneficiarii, cei care utilizează aceste spații, schimbarea comportamentului lor și studiile ne spun că doar schimbarea de comportament, analiza regulată a consumurilor, raportarea, crearea planurilor de acțiuni și să ne străduim să le implementăm treptat, chiar și fără investiții majore, precum ar fi eficiența energetică, surse regenerabile, de care noi ne-am deprins atât de mult să auzim în ultimul timp, chiar și fără acestea, managementul energetic poate să ne aducă economii de la 5 la 15%. Ceea ce pentru majoritatea instituțiilor din Republica Moldova trebuie să fie o prioritate. În cadrul proiectului finanțat de Programul Tehnologiile Viitorului în Republica Moldova, una din activități presupune și acordarea suportului întreprinilor mici și mijlocii. Iată, dacă ar fi așa, să încerci să aduci aminte de acele întreprinderi pe care le-ai reușit să le analizezi, care s-au adresat la Green City Lab după suport, în general, există vreo întreprindere care ar primi nota cel puțin nouă la ceea ce înseamnă management energetic? Sau mai avem de învățat? Uh, mereu mai avem de învățat, dar uh, eu aș spune că întreprinderile din Republica Moldova au un management energetic mult mai bun decât clădirile publice bănuare. Pentru că odată ce acesta este banul lor, ei sunt uh, din start motivați să-și reducă consumurile de energie și tind să utilizeze uh, resursele financiare care direct sunt legate de consumurile de energie să le utilizeze mai eficient. Pe când, din păcate, sectorul public este mai receptor la ceea ce ține de consumurile sale de energie. În special dacă vorbim de școli, grădinițe, pentru că acolo... Uh, în special în cazul în care contabilitatea nu este neapărat gestionată în cadrul instituției sau atunci iarăși când nu este banul nostru, noi nu-i ținem nicio responsabilitate și respectiv cheltuim mai mult, cheltuim mai puțin, mai puțin ne afectează. Cu părere de rău există un stereotip că sursa buget este, nu este sursa mea și da. este, este absolut greșit, fiindcă banul care ajunge în buget, indiferent de nivelul despre care vorbim este banul tuturor, banul tuturor contribuabilor și ar fi corect să ne îngrijim inclusiv și de modul în care se gestionează acel ban. Făcând o paranteză la ceea ce ai spus referitor la nivelul sau calitatea de management energetic în instituțiile publice, Aș vrea să ne spui mai mult despre ce, ce înseamnă sistem informațional, de management energetic, fiindcă am făcut în prezentare, am spus că în afară de manager la mai multe proiecte pe care uh -huh. le implementăm noi în Green City Lab, ești și dezvoltatorul EMIS, da? Lumea poate a mai auzit EMIS și se întreabă ce reprezintă acest EMIS, uh, fiindcă un om informat poate să ia decizii de calitate și la ce ne ajută acest sistem. Deci EMS este abrevierea de la Energy Management Informational System sau Sistem Informațional de Management Energetic și este o platformă online care ne permite colectarea datelor despre clădiri și consumurile sale de energie. IEMIS sau sistema informațional de care noi ne folosim în cadrul Green Steel Lab Moldova a fost dezvoltată de către UNDP în Croația și apoi implementată la nivel național în Croația, Serbia, Bosnia și Herzegovina. La moment lucrăm la implementarea acestui sistem la nivel național în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria și Armenia. Toate aceste proiecte s-au realizat cu suportul financiar al UNDP. Uh, și în Republica Moldova uh, noi lucrăm cu acest sistem informațional din 2021. Uh, în unii ani lucrăm cu pași mai rapizi, în alții cu pași mai înceți. Spre exemplu, anul 2023 a fost anul în care noi am uh, avut cele mai mari realizări pe, în uh, implementarea sistemului. Uh, aceasta s-a întâmplat grație sportului financiar oferit de Ambasada Olandei uh, într-un proiect implementat implementat uh, cu suportul Expert Group și Ministerul Energiei. Uh, astfel, în anul 2023, noi am reușit să colectăm în sistemul informațional informații despre uh, peste 5300 de clădiri publice din întreaga țară. Majoritatea clădirilor publice noi le-am contactat direct, uh, uh, la unii le-am făcut chiar și ieșiri în teritoriu, am analizat uh, informații precum uh, bineînțeles denumirea adresa, dar pe lângă asta suprafața totală, suprafața încălzită, anul construcției, anul efectuării ultimei măsuri energetice, numărul de utilizator și multă, multă altă informație. După care, în colocare cu furnizorii de energie și apă noi am colectat informații despre consumul de energie și apă acestor clădiri. Și printr-o simbioză dintre datele statice a clădirii și datele dinamice, noi putem să analizăm deja în câteva clicuri, pe lângă toți pașii pe care i-am făcut până acum, în câteva clicuri putem să determinăm care clădire este cea mai ineficientă din punct de vedere energetic, pentru că logica unui management energetic ne spune că dacă dorim să avem un Efect cât mai mare a acțiunilor noastre, trebuie să investim în primul rând acolo unde noi avem cele mai mari consumuri, respectiv și cele mai mari pierderi. Deci, ca investiția să fie cât mai fezabilă, trebuie să investim în instituția care consumă sau are cel mai mare consum specific. Uh, și aceasta noi putem ușor să o obținem din uh, utilizând EMIS. Spuneai despre faptul că la momentul actual în acest sistem informațional de management energetic să regăsesc instituții publice, ar fi sau nu ar fi, cum crezi, interesat mediul de afaceri pentru a se folosi de acest sistem care... te las să spui. <laughs> Eu cred că ei ar trebui să fie. Fiecare dintre noi ar trebui să fim interesați de implementarea unui sistem de management energetic. În locuința noastră, chiar și dacă asta presupune un proces mai simplificat în comparație cu instituții mai mari, în întreprinderea noastră, în instituția noastră, nu contează. Noi, cu suportul proiectului Tehnologiile Viitorului, oferim servicii gratuite de management energetic pentru întreprinderile mici și mijlocii, ceea ce înseamnă că cu suportul lor noi colectăm informații despre consumurile de energie a acestei întreprinderi și ulterior. Îl analizăm aceste consumuri în baza consumurilor specifice, spre exemplu, pe metru pătrat, consumuri specifice în dependență de numărul de utilizatori, consumuri specifice în comparație cu alte instituții din același domeniu de activitate, cum variază consumurile de la o lună la alta sau de la un an la altul cum se schimbă consumurile în dependență de măsurile pe care le implementează instituția. Totodată, noi venim cu sugestii ce măsuri ar trebui să implementeze întreprinderea, în primul rând, pentru a-și reduce consumurile de energie. Deci este un complex mai mare de măsuri, inclusiv și cu partea de elaborare a rapoartelor de analiză și iarăși toate aceste servicii sunt acordate gratuit către, întreprinde, către, întreprinderile mici și mijlocii și îi încurajăm să se adreseze către noi. Poți să ne găsească pe Facebook, pe pagina Agristi la Moldova și vom fi deschiși să le oferim orice consultați pe acest domeniu. Am vorbit despre instituții publice, am vorbit despre mediul de afaceri. Sunt aceștia, aceste două categorii, sunt cei mai mari consumatori de resurse energetice în Republica Moldova? Ha, de fapt, nu. Statistica ne spune că aproximativ 50% din consumul total al țării este asigurat de către sectorul rezidențial, ceea ce este o povară, putem să-i spunem, și financiară, pentru că dacă, să-i spunem, majoritatea consumurilor de energie ar fi direcționate către sectorul industrial, asta ar însemna și un beneficiu în bugetul țării, deoarece noi folosim resurse energetice, chiar dacă ele sunt de import, chiar dacă ele sunt costisitoare, dar noi, în rezultat, producem bunuri care au o valoare economică mai mare. Deci, respectiv, consumul nostru de energie duce și la Beneficiu, aduce un beneficiu financiar, financiar țării. Pe când în Republica Moldova, după cum am spus, 50% sunt sectorul rezidențial, adică noi consumăm energie, dar nu aducem niciun beneficiu suplimentar financiar țării, deoarece cunoaștem toate resursele financiare pe care le consumă sectorul energetic, Majoritatea dintre ele se duc spre uh, achitarea resurselor energetice importate, da? deoarece importăm gaze naturale, importăm petrol, uh, importăm cărbune și tot așa. as целно jest o situa nu фарва враблоку прополасktor transportу da nu до шасе де proti jestдейerвел на jestмат деектор transport karры nu про beneeficičiспплементар. suntem într-o situație nu foarte favorabilă, dar asta accentuează faptul că noi avem foarte mult de lucru cu populația și anume să ne străduim să ajungem la fiecare consumator și să explicăm de ce este foarte important ca ei să-și reducă consumurile sale de energie la, în locuința sa. Aici poate mulți ar uh, veni cu replica că noi și uh, așa reducem la maxim, uh, noi uh, suntem foarte economi pentru că uh, ne dăm seama că uh, o cotă foarte mare din salariu sau din pensii trebuie să o oferim către serviciile uh, energetice, dar uh, realitatea este că noi economisim dar noi nu devenim mai eficienți energetic. Pentru că nu e o eficiență energetică nu neapărat prespune uh, stinsul luminii foarte mulți cred că noi dacă stingem lumina Respectiv eu sunt mai eficient energetic Cu mult și eu să-mi reduc Consumul din uh, factură Și nu știu, factura mea trebuie scoată Cu 30% dacă eu uh, folose, Sau fac mâncare cu lumina stinsă Sau nu știu, mă strădui la maxim să o, să o deconectez Realitatea este, spre exemplu, că sistemul de luminat Este responsabil doar de aproximativ Până la 2% din factura noastră Adică noi în primul rând Trebuie să vinim să reducem din consumurile care au cea mai mare contribuție. Spre exemplu, vreau să vin, vreau să vin <laughs> cu, câteva, cu câteva întrebări, deoarece există în societate cumva există anumite mituri, uh -huh. da? poate neînțelegerea lucrurilor, și studiind îndrept astfel încât cei care ne ascultă, poate să-și să găsească inclusiv și răspuns la întrebările. Dacă ar fi să vorbim despre corpuri de încălzit, uh -huh. da? acele calorifere Există un stereotip că uh, acele calorifere care sunt din fontă sunt mai bune comparativ cu acele din oțel sau aluminiu, tu ce crezi? Uh, depinde ce înseamnă mai bune. Uh, deci, uh, Corpurile din fontă uh, au avantajele, dar și dezavantajele sale. Spre exemplu, dezavantajul primul ar fi că, la moment, ele sunt mai costitoare decât corpurile din oțel sau aluminiu. Uh, și aici să diferențiem puțin. Deci, fontă aici cam e clar ce înseamnă. Corpurile din aluminiu sunt cele care au secțiuni, pe care noi ne-am deprins albe, dar ele anume sunt secționate. Iar corpurile din aluminiu sunt... Uh, care noi le procurăm de o anumită lungime, de a întregul. În majoritatea cazurilor sunt instalate corpurile din aluminiu, deoarece sunt mai ieftine, plus mai au și o conductibilitate termică mai bună, pentru că au o suprafață mai mare de contact cu mediul ambient. Dar corpurile de oțel sunt mai supuse riscului de uh, acțiuni mecanice, și respectiv foarte des le vedem în școli deja deteriorate, uh, ceea ce nu arată nici foarte frumos, respectiv necesită să fie schimbate regulat. Deci, vorbeam despre fontă, un dezavantaj, costurile, al doilea dezavantaj, fonta este un uh, material care are o inerție termică mare. Ce înseamnă aceasta? Dacă noi dorim să pornim sistemul de încălzire, corpurilor de încălzire le va lua mai mult timp ca să se încălzească, respectiv încăperea din interior, încăperea noastră va, va, se va încălzi mai greu. La răcire, corpurile de încălzire din fontă se răcesc mai greu. Deci se recomandă să le utilizăm, spre exemplu, în cadrul uh, obiectelor rezidențiale sau în cadrul instituțiilor care au un regim de funcționare mai îndelungat. Pentru că dacă dorim rapid să pornim sistem de încălzire sau rapid să-l deconectăm, fontă nu este cea mai bună soluție. Suplimentar, dacă noi avem de comparat între, spre exemplu, corpurile de încălzire vechi, din fontă sau corpurile de încălzire noi din fonta aluminiu oțel nu contează, bineînțeles că corpurile de încălzire noi sunt mai eficiente energetic. Din ce cauză? Pentru că, indiferent cât de bine noi nu am trata agentul termic la stațiile de tratare, oricum sunt apar cu timpul sedimente care se depun pe corpurile de încălzire pe conducte. Și asta bineînțeles duce la mărirea grosimii pereților corpurilor de încălzire și respectiv reducerea conductibilității termice, într-un rezultat, încăperea noastră se încălzește mult mai încet. Am înțeles. Dacă ar fi să te adresez către locatarii blocurilor locative, uh -huh. care ar fi argumentele tale uh, în explicația faptului ce este mai bine? Sistem centralizat de încălzire sau un sistem individual? Noi am învățat la universitate, așa. așa. <laughs> Și eu tot asta mă strădui să-i explic tuturor. Deci, uh la noi este stereotipul că eu dacă am centrala mea termică pe perete, centrala mea mural sau cazanul meu mural, eu sunt în control a situației și respectiv sunt în cea mai bună poziție din punct de vedere energetic și financiară. De fapt, nu este chiar așa. În primul rând, ce ar însemna acest control al situației? Eu pot spărne sistema de încălzire când eu doresc și să opresc când o doresc, dar eu nu sunt în control a accidentelor care pot să aibă loc cu centrala mea. Din păcate, accidente de genul dat au loc foarte des. În primul rând, noi nu suntem atât de responsabili față de echipamentul pe care noi îl utilizăm. Câți dintre noi înaintea fiecărui sezon de încălzire achită pentru curățarea centralei termice sau pentru monitorizarea, verificarea aceasta periodică a funcționalității centralei. Pentru că cazanul nostru se va strica anume atunci când afară va fi cel mai frig și tot atunci se va strica și la mai mulți alții, respectiv noi ajungem în situația tipică, ca, de care sigur au mai ajuns și mulți dintre cei care vor urmări acest video, că au rămas cu cazanul defect în plină iarnă, caută um, um, servicii de reparare a cazanilor pe care foarte greu le găsesc sau trebuie să aștepți o săptămână până vine meșterul la tine acasă și stai fără cald fără încălzire, din cauza că s-a defectat cazanul. Asta iarăși este un um, factor care se datorează lipsii de atenție suficientă din partea noastră față de echipamentele pe care le utilizăm. Dacă noi am face verificarea regulată a cazanului, bineînțeles că noi am reduce din povara financiară și disconfortul de a schimba risc. cazanul, da, și riscul, bineînțeles, pentru că asta poate fi și inclusiv în cazuri foarte reale și complicate, când gazele de ardere ajung în încăpere, poate fi și incendii, etc. Pe lângă asta, deci vorbeam de partea de siguranță, pentru că pot să apară riscuri, vorbeam de partea financiară, pentru că chiar dacă nouă ne se pare că noi pentru gaze achităm mai puțin și conectăm, deconectăm cazanul atunci când dorim, de fapt, noi uităm de faptul că noi avem investiții. Deci cazanul tot a costat o anumită sumă de bani, întreținerea lui regulat tot a costat o anumită sumă de bani, deci pe durata de viață cazanului, nouă chiar și financiar nu să mai uh, atractiv să utilizăm sursa centralizată. Și, bineînțeles, trebuie să vorbim despre poluarea aerului. Pentru că este una când gazele de ardere sunt emanate într-un coș cu înălțime de 100 de metri, ca la centrale termice sau la centrali, uh, termice, uh, centrale electrice cu termoficare. Uh, respectiv, gazele de ardere... Uh, beneficiază de o dispersie mai mare, noi nu simțim atât de puternic disconfortul acesta, în comparație cu coșurile de fum care ies chiar lângă fereastra noastră și în momentul în care noi deschidem fereastra și vrem să aresim în bineînțeles că gazele acestea gaze. ar... Da. Dar, bineînțeles, aici, aici avem două situații. În cazul în care носын тем кадрации зона de элемент у систем centralза diика энергии терминка но но альтернатива дяди centralника есть тебе ни в чемказание инвиду пеал party мупуны my систему centraliza миферы shopград sau 6 приград дины и bineînțeles că eu o să aleg soluția să mă depranșez de la sistemul centralizat și să aleg propria mea centrală pe care eu pot să o regulez la orice temperatură doresc. Și aici cu orice argumente noi n-am venit și cu orice statistică și tot așa mai departe, consumatorul este interesat să aibă confort. Aici Deja trebuie să parvină acțiuni din partea operatorilor sistemelor de alimentare cu energie termică și, bineînțeles, cu interes din partea consumatorilor. Spre exemplu, de a schimba sistemul de încălzire în cazul în care doresc să beneficieze de sistem centralizat, dar și să dețină confortul necesar. Ok. Am ajuns la un subiect care știi tu că îmi place mie <laughs> da. foarte mult, ceea ce înseamnă sistem de distribuție pe orizontală a agentului termic. Comparativ cu verticală. Ai experiența discuțiilor cu locatarii unui bloc locativ în care am mers în încercarea de a-i convinge să fie schimbat acest sistem de distribuție, ulterior ei au renunțat, după care s-a făcut un alt bloc, după care ei ar fi vrut, dar deja a fost târziu. Dacă ai fi acum în fața oamenilor care se gândesc să schimbe sau să mm. nu schimbe sistemul de distribuție, care ar fi trei cele mai importante avantaje pe care le menționat? Sistemul de distribuție pe orizontală. Poate să explicăm puțin care e diferența și dintre aceste sisteme? Deci în majoritatea blocurilor multietajate vechi din uh, Chișinău și Bălți, anume în zonele în care avem sisteme de alimentare centralizat cu energie termică, Sistemul de distribuție în blocuri este pe verticală. Ceea ce înseamnă că noi avem careva conducte de distribuție centralizate care trec prin întregul, prin toate etajele, prin întreaga scară. Avem această conductă de distribuție și ea mai întâi, spre exemplu, sistemul de distribuție pe verticală poate fi de jos în sus sau de sus în jos. Cel mai des este sistem de distribuție de sus în jos, ceea ce înseamnă că agentul termic mai întâi este ridicat până la ultimul etaj, trece prin corpurile de încălzire apartamentului, după care coboară, spre exemplu, dacă vorbim despre un bloc de nou etaj, mai întâi agentul termic încălzește etajul nou, după care încălzește etajul 8, după care 7 și tot așa mai departe. În rezultat, cel care locuiește la etajul 1 Beneficiază de mai puțină căldură, respectiv, apartamentul său este mai puțin încălzit în comparație cu cel de la etaj superior. În momentul în care aceste sisteme de încălzire au fost instalate, bineînțeles că inginerii s-au gândit la soluții cum să facem așa, ca să nu avem diferențe foarte mari de temperaturi dintre bunoare etaj nou și etajul 1. Drept rezultat, dacă noi avem un sistem de încălzire de sus în jos, atunci Corpurile de încălzire de sus aveau dimensiuni mai mică, iar corpurile de încălzire de la etajele etajul mai mici, respectiv, aveau dimensiuni mai mare. În rezultat, deoarece cu timpul corpurile de încălzire ă, captă iarăși aceste sedimente, respectiv, se încălzește mai puțin spațiul nostru, ă, cetățenii care au avut surse financiare și și-au putut permite să schimbe corpurile de încălzire cel mai des din fontă să le schimbe, spre exemplu, pe oțel sau aluminiu. Și în loc de bunoar 10 secțiuni s-au montat 15, bineînțeles că asta înseamnă că apartamentul lui preia încă mai multă energie de la agentul termic care circulă prin conduct. În rezultat, cel care e la nivelurile mai joase primește, primește mai puțin. Și poate el nu a avut uh, surs financiare ca să-și permită schimbarea corpurilor de încălzire. Uh, din cauza asta la noi apare și se intensifică atât de tare problema că noi nu avem confort termic în locuință. Din cauza faptului că vecinii s-au schimbat sistemul de încălzire, din cauza faptului că noi avem o conducte, uh, conducte sau uh, corpuri de încălzire deja uzate uh, și respectiv noi nu luăm acțiuni. O acțiune ar fi schimbarea sistemului de încălzire din vertical pe orizontal. Orizontal asta înseamnă că noi avem tot avem o conductă de distribuție, Magistrală prin cadrul blocului nostru, dar fiecare apartament are propria sa conexiune la această conductă de distribuție. Astfel încât fiecare apartament are propria sa valvă de reglare și propriul său contor de energie termică. Respectiv, dacă eu vreau ca în apartamentul meu să fie mai cald, spre exemplu, dacă sunt copii mici sau sunt persoane în etate sau sunt persoane care, pur și simplu, doresc un confort termic mai înalt, dar sunt gata să plătească pentru aceasta, atunci, pur și simplu, reglează sistemul de încălzire, oferă un debit mai mare, respectiv, apartamentul se va încălzi mai bine. Dacă eu sunt gata să mă îmbrac mai călduț iarna, dar, în schimb, vreau să achit mai puțin, pur și simplu, dau sistemul de încălzire mai încet, regulez această valvă și respectiv apartamentul meu va fi mai puțin încălzit și asta nu va crea disconfort pentru ceilalți. Pentru ceilalți. Deci, aceasta presupune schimbarea sistemului din verticală pe orizontală și asta, bineînțeles, duce la mărirea confortului, duce la faptul că noi achităm strict pe cât consumăm, dar nu achităm pe metru pătrat, așa cum se întâmplă, din păcate, în majoritatea apartamentelor la moment conectate la sistem centralizat și totodată noi aducem o soluție care concurează cu corpurile de încălzire, cu centrala murală, dar care ne oferă o siguranță mai mare, aer mai puțin poluat și investiții mai mici. Mersi tare mult. Din punctul tău de vedere, este argumentată, este justificată această prevedere legală privind plata pentru acei care sunt conectați la sistemul individual dar în bloc oricum funcționează sistem centralizat de încălzire pe verticală. Plata pentru acea țeavă care trece prin, prin peretele apartamentului, din punctul tău de vedere. Plata este justificată, dar important să determinăm corect cât ei totuși trebuie să achite. Aici o să-i las să se expună specialiștii care fac calcule economice în domeniul dat, eu mai am până acolo, dar noi trebuie să înțelegem că chiar dacă prin apartamentul nostru trece doar o singură conductă sau dacă noi nu mai beneficiem de sistemul centralizat, dar vecinii noștri de sus, de jos, de stânga și din dreapta beneficiază, respectiv apartamentul nostru se încălzește datorită acestei conducte sau datorită căldurii pe care o primim de la vecinii noștri. În rezultat, pentru că sunt și asemenea situații, spre exemplu, cei care sunt maxim economi sau maxim, nu știu cum să-i spun, să nu supărăm pe nimeni, dar sunt îngrijorați doar de confortul său, spre exemplu, și mai ales dacă au o poziție avantajoasă în cadrul blocului său multietajat, pot să deconecteze sau să pună la minim sistema de încălzire. Eu sunt încălzit de vecinul de sus, de jos, de stânga și din dreapta și mie mi-e bine, am 17 grade în apartament, da. mă îmbrac cu cât mai grosut și mi-e perfect. Ceea ce nu este corect față de vecinii noștri, odată ce ei achită pentru confortul termic de care noi beneficiem. Anume din aceste considerente și a fost nevoie să fie introduse aceste ajustări la calcularea tarifelor pentru consumatorii debranșați de la sistemul de încălzire, pentru că cumva trebuie să-i punem pe toți în condiții egale și să nu încurajăm utilizarea sau deconectarea sistemului de încălzire în detrimentul vecinilor, deoarece toți trebuie să trăim într-un ecosistem sănătos și să ne stimăm totuși unii da, pe alții și să avem. Uh, ok, am discutat despre instituții publice, am discutat despre mediul de afaceri, am discutat despre sectorul rezidențial. Uh, spuneam cumva că acum, în 2024, cunoaștem noi ca societate, cunoaștem deja mult mai multe despre domeniul eficienței energetice, comparativ cu ceea ce era înainte de 22. Uh, cunoscând proiectele și inițiativele care sunt la nivel național. Uh, cum crezi tu și cum vezi tu schimbările uh, și creșterea sustenabilității pe termen lung a Republicii Moldova? Dacă există, uh, dacă suntem sau nu suntem pe drumul cel drept? sau dacă este nevoie de ceva suplimentar pentru a schimba anumite paradigme, anumite, uh, nu știu, așteptări? Eu aici. Um, uh... Desi ori obișnuiesc să dau exemplu că statul a venit cu mai multe scheme de sprijin, spre exemplu, pentru stimularea eficienței energetice sau pentru promovarea surselor regenerabile de energie. Dar cea mai motivantă, cea, cel mai motivant pentru implementarea surselor regenerabile și reducerea consumului de energie a fost creșterea prețurilor. Deci, oricât de tare noi nu ne-am străduit să încurajăm până când consumatorul, din păcate, până el nu ajunge în situație de stres și vede că urgent trebuie să iei acțiuni, nu este mai greu să-l convingem. Dar, iată, din păcate, din cauza crizei energetice, bună oară, capacitatea instalată a surselor regenerabile care beneficiază de schema de sprijin contorizare netă a crescut de aproximativ 6 ori în comparație cu anul 2021, ceea ce este o cifră foarte mare, foarte frumoasă și în avantajul țării noastre, respectiv în avantajul la multe persoane care au reușit să-și instaleze surse regenerabile în cadrul locuinței sale, întreprinderii sau instituții sale publice. Mai mult de atât, este foarte îmbucurător faptul că în ultimii ani noi am avut și mai multe proiecte în special cu suportul partenerilor externi și în cadrul proiectelor naționale, unde au fost încurajate instituțiile publice, dar și, spre exemplu, întreprinderile mici și mijlocii să-și instaleze surse regenerabile, spre exemplu, programul ODA de Tehnologizare și eficiență energetică, de care au beneficiat foarte multe întreprinderi. Deci, la moment, oamenii deja încep să conștientizeze și să adopte aceste practici noi. Totodată aici aș vrea să menționez și faptul că dacă, spre exemplu, în 2021 durata de recuperare a panorilor fotovoltaice era de aproximativ 12 ani, atunci, la ziua de astăzi, noi suntem în jurul la 5 ani de zile durata de recuperare a panorilor fotovoltaice. Bineînțeles, aici poate am putea să uh, menționăm și schimbarea schemei de sprijin pentru uh, prosumatori. Dacă noi Că să da, celor... Ca să dăm și o definiție. Da, dăm și o definiție. Prosumatorii ar fi cei care au își instalează surse regenerabile pentru a-și înlocui consumul propriu, dar nu pentru a face bani din energie care o produc. Deci, eu, în cadrul locuinții mele, în cadrul întreprinderii mele sau în cadrul uh, instituției mele publice, îmi instalez panouri pentru a-mi a acoperi propriul consum, nu pentru a face afaceri din uh, sursele regenerabile. Atunci eu aș fi un prosumator. Până la finele anului 2023, prosumatorii beneficiau de schema de sprijin contorizare netă. Ceea ce ar însemna 1 kWh produs de mine și dată rețea, este egal cu un kWh consumat de mini din rețea. Dacă eu, spre exemplu, pe parcursul zilei produc atâta cantitate de energie și o dau rețea, iar, și nu consum pentru că sunt la serviciu, de iar panourile mele fotovoltaice bănoare produc energie, iar seara sau pe timp de noapte eu încep să consum deja din rețea, respectiv rețeaua devine o uh, baterie uh, pentru uh, producția mea de energie electrică. Și până acum rețeaua era o baterie gratuită. Deci, Kilovatul oră produs e egal cu kilovatul oră consumat. Deja din 2024, rețeaua electrică nu mai este o baterie gratuită, deoarece noi am schimbat schema de sprijin din contorizare netă în facturare netă, ceea ce înseamnă kilovatul oră produs de mine are un preț, kilovatul oră consumat de mine are alt preț. Respectiv, kilovatul produs... Și atunci când eu nu am reușit să-l uh, consum, uh, furnizorul îl va procura la un preț mai mic. Iar dacă eu voi dori ulterior să-l consum, eu va trebui să achit un preț mai mare. Astfel, se încurajează și un uh, regim de funcționare a consumatorului mai responsabil. Pentru că noi trebuie să înțelegem că. Supradimensionarea uh, surselor noastre regenerabile sau uh, uh, diferența aceasta dintre orele de producție și orele de consum uh, provoacă o povară suplimentară asupra liniei electrice. Și linia electrică, de fapt, noi o utilizăm ca um, acumulator, dar ea nu este un acumulator. Uh, respectiv. Din cauza diferenței acestea mari dintre curba de consum și curba de producere, pot să apară și defecțiuni asupra liniei electrice, nemai vorbind despre decalajul financiar suportat de către furnizorul de energie. Dacă noi uh, deja utilizăm schema de sprijin facturare netă, noi vom fi mo suntem motivați să consumăm energie atunci când noi o producem. Respectiv, curba noastră de consum să fie maxim uh, aliniată curbei noastre de produc uh, producere. Ca să înțeleagă și cei care ne ascultă, statul, de fapt, prin modificarea uhum. pe care uh, a pus-o în aplicare începând cu 1 ianuarie 2024, a încercat ca prosumatorii să nu-și supradimensioneze capacitățile de instalare. Da, deci da și asta Noi inclusiv. cumva am fost învățați că lasă să fie, dar nu este corect, deoarece rețeaua nu este, după cum ai spus, nu este acea baterie. Da, mai mult de atât, noi trebuie să înțelegem că supradimensionarea centralei noastre termice nu ne avantajează economic. Pentru că chiar și cei care au beneficiat de schema de sprijin contorizare netă, supradimensionarea nu era avantajoasă economic nici pentru ei. Pentru că dacă eu mi instalez exact atâta cât eu urmează să consum, atunci kilowatt oră produs de centrala mea, respectiv are costul să-i spunem, kilovatului oră care la moment este de la furnizor, din rețea. Pe când, în cazul în care noi ne-am supradimensionat centrala, chiar și dacă vorbim despre schema de sprijin precedentă, la sfârșitul lunii martie are loc recalculul uh, întregului, consum. întregului consum dintre prosumator și furnizorul de energie. Și în cazul în care noi am produs mai mult decât am avut nevoie, Furnizorul nu ne achită la uh, tariful per kWh cu cât noi procurăm din rețea, ne achită mai puțin. Uh, spre exemplu, anul trecut, în martie, uh, prețul era de aproximativ vreo 2 lei pe kWh produs, în comparație cu atunci erau prețurile la energie electrică și mult mai mari, de 3, chiar și până la 4 lei. Respectiv, asta nu era avantajos, pentru că eu produc mai multă energie, eu am investit mai mult, dar în rezultat, energia mea este mai puțin utilizată. Deci, și costă mai puțin. Deci, nu este atractiv nici pentru cei care beneficiază de um, schema netă, nici pentru cei care beneficiază de schema netă, de a-și supradimensiona centrala termică, uh, sorry, uh, de a-și supradimensiona uh, sursa regenerabilă, pentru că asta duce și la mărirea duratei de recuperare a instalației. Mersi, o lecție fenomenală. Sunt mm. sigură că, în cazul în care cei care ne privesc sunt interesați, vor. Cunoaște deja mult mai multe în acest domeniu. Ce sfaturi avea pentru tineri care. tineri, tinere care vor să îmbrățișeze acest domeniu energetic? La ce să fie atenți? Ce să facă? Cum să-și croiască drumul în acest domeniu? Um, în primul rând, le-aș spune faptul că este un domeniu atractiv financiar. vă Văzusem chiar și o statistică, dacă nu greșesc, era pe anul 2023, că în Republica Moldova domeniul energetic este pe locul 3 cel mai plătit domeniu. După primul loc, domeniul IT și locul 2 era domeniul vânzărilor imobiliare, pare mi se ceva de genul dat. Deci, domeniul energetic este foarte bine plătit. Mai mult de atât, iarăși, din cauza uh, numărul lui mic de studenți, din păcate, pe care i avem și la Facultatea de Energetică. Poate că această denumire îi sperie pe mult și că va fi multă fizică și matematică. Bineînțeles că un inginer bun nu are cum să nu cunoască fizica și matematică, pentru că aceasta este baza disciplinii dar noi nu învățăm uh, uh, discipline extrem de dificile sau ceva de niveluri, nu știu mai de care, care nu ar fi pe înțelesul oricărui student care, își, care depune efort și care dorește să primească aceste cunoștințe. Deci noi avem puțini studenți, respectiv puțini specialiști, cei ce duce la o Concurență, din păcate, mică pe domeniu, dar totodată, asta ne oferă posibilități bune de creștere și avansare, chiar și, chiar și pentru tinerii specialiști în oricare direcție, pentru că domeniul energetic este un domeniu foarte vast. Poți să faci, spre exemplu, atât proiectare, cât și rapoarte de audit energetic, cât și studii de fezabilitate. Sau, spre exemplu, poți să lucrezi în cadrul companiilor mari, naționale, deja um, uh, puternic instituționalizate, spre exemplu, la furnizorii de energie sau la transportatori, sau la producătorii de energie. De deci, deci este o varietate foarte mare de oportunități și întreprinderi care caut specialiști și toate acestea se luptă pentru cei mai buni profesioniști în domeniu. Eu îi încurajez pe tinerii să, să se implice și să studieze domeniul energetic, pentru că, iarăși, este un domeniu de prezent, dar și de viitor, mereu va fi de lucru și mereu vor fi solicitați acești specialiști și totodată ca ei să beneficieze cât mai mult pe urma experienței sale sau de-a lungul studiilor sale, să nu se axeze doar pe studiile de la universitate, dar să se străduiască, să beneficieze și, cât de, și de cât mai multe experiențe extracurriculare, să participe la evenimente, să se ducă la expoziții, să urmărească paginile sau să citească articole în domeniu de la diferite persoane sau, spre exemplu, eu obișnuiesc să fac asta și acum, dar sugerez și studenților mei să urmărească paginile instituțiilor de stat, spre exemplu, Ministerul Energiei, unde uh, angajații Ministerului Fără des postează uh, informații utile și interesante care nu neapărat este predată la disciplinele de la facultate, dar este de actualitate și foarte interesantă. Irina, vreau să spun un mare mulțumesc pentru acest interviu. De fapt, a fost mai mult o discuție. Îți mulțumesc pentru efortul și dedicația cu care faci lucrurile și sunt sigur că dacă ar fi mai mulți oameni așa ca tine, vom avea un viitor mai frumos pe această palmă de pământ. Mulțumesc pentru tot. Cu drag.